Ajutor în vreme de nevoie. Peste 5600 de copii abuzați, neglijați, exploatați în România în anul trecut. Ce povestesc copiii abuzați? Cum privesc adulții o copilărie marcată de abuz, neglijență și exploatare? Rămâneți alături de Radio Vocea Evangheliei pentru a răsfoi împreună albumul Casei Deborah. Ajutor în vreme de nevoie. Astăzi urmărim povestea Iuliei, un tablou impregnat de sărăcie, mizerie, abuz și depresie. Iulia este luată în plasament de o familie cu doi copii. Aici viața ei devine un iad din cauza abuzurilor tatălui din această familie. Astfel ea ajunge să creadă că sinuciderea e singura cale de eliberare din aceste chinuri. Să ascultăm împreună povestea ei. Unde și când a început viața ta? A început într-un sat, în Tomnatic. Stăteam în chirie, la da cu mama, în fine, erau necăsători, nelegitim. Mai am o soră, ne-am crescut împreună. Familia mea tata mai lucra prin sat, în construcții sau alte lucruri casnice. Mai aducea de mâncare, în schimb, mama chiar nu făcea absolut nimic. De când o știu eu, n-avea niciun loc de muncă, deși avea 10 clase și pentru vârsta ei putea să se angajeze oriunde. Nu o condam, dar... Cu ce își umplea ziua? Pur și simplu dormea. Dormea și nici nu ne spăla. De când o știu eu, nu, ca și copiii, noi ne spălam, vorba vine. Încercam să spălăm și să ne spălăm până venea tata. Vara adunam iarbă sau ajutam vecinii, adunam iarbă la păsări și na, astfel mai ne dădeau mâncare sau ziceam, stăteam în chirie. Am stat o perioadă pe care proprietarul s-a sinucis și familia respectivului a zis că na, să ne căutăm în altă parte, oricum nu plăteau chirie, ne-a ținut așa, a văzut că suntem mici, că ei sunt cum sunt și pe moarte familia a zis că să ne căutăm în altă parte. Da, maică mi-a la gândirea ei, pur și simplu a scos patul de fier afară și pur și simplu acolo dormeam noapte. Când ploua peste hainele groase cu aia le veleam, eu pur și simplu nailon și de acolo stăteam. Și cam așa au durat, nu știu, o săptămână sau ceva de genul. Părinții voștri dormeau lângă voi în același pat? Da, acolo, într-un pat, dormeam toți patru în condițiile alea. Și da, într-o zi aveam pe strada respectivă o prietenă așa. Eram în aceeași clasă, vorba vine, că nu prea mergeam noi la școală. Cum... Și am mers în sat cu ea și ne-am întâlnit cu o femeie, cu o doamnă care na, mai mergeam la ea și o ajutam în curte, îi făceam curat. Și ne-a întrebat că ce facem. N-am început să plângem și am zis că stăm cum stăm și e mult mai rău de rău care era. Și a zis că mâine să mergem la ea, că așa, dacă vrem să o ajutăm, să-i facem, de fapt, curat, în curte, nu știu. N-am mai fi acolo și să găsească o soluție la situație. Am mers a doua zi și era la serviciu, ne-a zis că n-am ajuns ce avem de făcut și a plecat, na, până am venit acasă, noi am făcut. Și seara când s-a adunat familia respectivă, au vorbit ce-ar vorbit și au ajuns la concluzia că na, rămân o perioadă la ei până na, poate rezolvă părinții mei într-un fel. Na, am rămas la ei, na, eram încântată de situație. Na. Era o diferență foarte mare între condițiile care le aveam. Ăla ne-am spălat, ne-a dat haine curate, mâncare, aveam cămăruța noastră. Na, eram liniștite și ca și copii eram foarte mulțumită. N-a trecut mult de atunci, câteva săptămâni, na, în timp acela era vacanța mare. Au văzut că lucrăm, că suntem cât de cât ascultătoare și au decis să ne iei în plasament. Au întrebat-o pe mama mea. A zis că e de acord, de fapt parțial de acord, deși ea nu avea altă soluție, dar uneori când eram la ei
ne ducea și la cerșit și de aia probabil nu erau pe deplin de acord. Și am rămas aici. Îți amintești de vreo situație în care ai simțit dragostea părinților? Nu, pot să zic chestia asta chiar când copil fiind, vedeam la ceilalți copii cu părinții se luptau atâta pentru ei și eu ca și copil spuneam la mama, uite mama, cum ai cumpără sau cum merge la lucru acolo și chiar dacă e soare merge și sapă la oameni pentru nu știu câți lei și tot și parcă eu, nu știu, eu învățam la 20 ani, eu învățam pe mama mea ceea ce să facă. Eu ca și copil îi spuneam ce ar trebui să facă ea ca mama pentru noi copiii ei și tot spunea că ea nu poate, că ea e grasă, că ea e nu știu cum. Și niciodată, da, poate un pic simțeam de la tata că, pe lângă faptul că a lucrat, într-adevăr, da, bea tot ce lucra el, nu știu, 3 sferturi din bani bea el, după zi de lucru venea cu pâine acasă. Ca și copil mă gândeam uneori că, da, de ce trăiesc și de ce trebuia să mă nască? Înseamnă că mai bine mor, de ce să mai trăiesc așa. Mergeam la școală, clasa 2, și mă dat seama, copiii erau îmbrăcați sau tot copiii râdeau de noi, râdeau și ne strigau după numele mamei, că știau că ea e de vină. Și veneam acasă, plângeam și îi spuneam, uite, mamă, cum se comportă copiii cu noi. De fapt, nu-i spuneam, mamă, că niciodată nu i-a zis, mamă, i-a zis pe nume, de când le știm. La tată ziceam, tată, și ei pe nume îi spuneam. Tu cu sora ta, cum vă înțelegeați? Nici cu sora mea, nu știu, vă dați seama că în situațiile astea, nu știu să le dea un exemplu bun în sensul că între noi două era un război, nu știu cum să spun, o luptă care să, eu știu, nu să reziste mai mult, nu știu, era pur și simplu, nu era dragostea frățească care unul ar face orice pentru celălalt sau, deși era mai mare. De când eram copii, nu știu, din prostel mici, una se bătea cu cealaltă, merg doi copii la părinți și fiecare ține cu fiecare și de acolo, mai departe, când am ajuns la școală, între noi era o luptă care învață cel mai bine, în loc să fie între noi două, să ne ajutăm una pe alta și ceilalți colegi era între noi două și era ura aia înfiptă de mici între noi. După ce ați mers în familia aceasta, în plasament, cum s-a schimbat viața ta? Am rămas la ei. Familia mea avea 2 fete. În vremea aia, una terminase facultatea și una era pe a doua ceva de genul. S-a schimbat în bine, în sensul că da, aveam unde să stăm, aveam ce să mâncăm, eram curate și da, puteam să mergem la școală pe urmă. Trebuia să venim în clasa 3-a, da. Noi, deși am mers un an, am rămas cu origine, nu știam nici să scriem, nici să citim, nici să socotim. Trebuia să începem de la zero, de fapt. Da, a făcut un lucru bun pentru noi, că în 3 luni de zile nu, nu cu amenitări și nu cu vulgaritate ne-am învățat. Ne-am învățat un pic mai impulsiv, dar până la urmă, 3 luni, când, în iunie, când trebuia să începe școala, știam să citi, știam să cotim și eram în rând cu ceilalți colegi. Am mers la școală în aceeași clasă, amândouă, fiindcă eu deja, dacă nu mai mergeam în anul respectiv, nu mai puteam să merg la școală. Mi-a fost foarte greu anul ăla. Trebuia să muncesc foarte mult la casă, să fiu și la zi cu lecțiile și să recuperez și din urmă ca să înțeleg ceea ce am înțeles pe zi. La final am fost mândră de mine, am fost prima pe clasă, mă vine și da, era sat și oricum. Când ne-am luat în plasa mea, ne-a zis că putem să le zicem mamă și tată, poate ne apropiem de ei și auzindu-le și pe copiii lor, le ziceam și noi, tată și mamă. Deși făceau mari diferențe între noi, dar noi ca și copii atunci nu observam. Cel mai tare mă durea atunci când, dacă nu ieșea un lucru cum trebuia sau, nu știu, noi ajutam foarte mult. Pe ea o ajutam în bucătărie, vara, și pe el îl ajutam în irigații sau în grădină. Și mă durea atunci când, na, dacă nu ieșea un lucru, o chestie bună, tot timpul spunea semeni cu zanfira cu mama ta și așa vei fi ca ea și după nu știu câți ani nu v-ați priceput nimic și mă durea foarte mult chestia asta. Tot timpul plângea, na, mai venea mama proprie.
pe noi, dacă mai venea la noi, venea nu cu scopul să ne vadă pe noi, că venea o dată la jumătate sau un an și venea să-i tăie femeia asta respectivă ceva de mâncare, nu ne întreba cu mâini, dacă fac ceva pentru voi, o să încerc să caut o chirie, să mă angajez, să strâng banii, să fac ceva pentru voi, niciodată nu ne promitea nimic. Totul a fost frumos până la moment dat, când, atunci când îl ajutam pe așa zisul tată, domnul inginer, cum era numit el, în grădină atunci când dirigam cu el sau de... El mă lua pe mine să-l ajut și pe sora mea o la doamna să ajute în bucătărie după masa. Sau invers, dar de cele mai multe ori așa era. Și tot timpul purta cu mine așa discuții ciudate, dar eu ca și copil nu prea, nici nu prea înțelegeam. Și la una din discuții, țin minte că au fost, că zicea că... Da, deja ești mare, aveam, nu știu, vreo 10-11 ani. Cred că ar trebui să știu unele chestii de ce se întâmplă între un băiat și o fată, că atunci când ai prieten să știi cum să te comporți cu el, că la viața care ai dus-o, când îți ai un prieten, o să fii sălbatică și o să fii vulgară, nu o să știi cum să te comporți cu el și toată lumea o să zică că e sălbatică. Și l-am pus nicio întrebare, l-am zis. De ce sau nu sau pur și simplu am ascultat, n-am spus nimic. Și mai erau diferite, multe discuții, dar în centrul lor, acum dacă stau să mă gândesc, erau sexul sau pornografia, altceva nu era. Pur și simplu asta, asta era toată discuția. Pentru una din zile când femeia respectivă era plecată, pur și simplu m-a oprit și m-a atingea brutal prin haine așa. Da, și am început să plâng și i-am zis de ce mi se întâmplă mie asta. Am zis că dacă le-ați luat, înseamnă că trebuie să faceți așa ceva. Dar dacă plângeam, nu înceta. Și lângă faptul ăsta că tot timpul m-a abuza, i-am zis dacă mai odată se întâmplă chestia asta, o să mă omor. Pur și ei aveau magazin de pesticide pentru tratarea plantelor și eu zic că dacă mai odată mi se întâmplă chestia asta, pur și simplu o să beau atâtea, atâta o treabă până mor. Și eu să-i spun și, Doamne, ce se întâmplă? O să merg să-i spui, chiar te rog, și tu te și spune ce se întâmplă, că o să-i spun că tu te dai la mine și în plus tot o să ajungi la mama ta pe stradă și nu să te creadă oricum. La ca și copile, eu i-am dat crezare și credeam că da, așa se întâmplă, nu să mă creadă pe mine ca și copil, că eu o să-l creadă pe el, soțul ei. N-am zis nimic, nu, la prietenele mele sau la sora mea, nu puteam să-i zic, sau la copiilor, nu știu, că aveam impresia că eu sunt vinovată, că, nu știu, că eu ca fată, dar eu eram copil, nu puteam să fac nici măcar, nu era vorba de atracție, el ca om să-l atrag eu un copil de 10 ani, nici asta nu era vorba. Așa a trecut ani, am îndurat chestia asta, timp de o dată din clasa 3-a până într-a 8-a, nopțile mele așa erau și nu puteam să dorm, nu. Mergeam în spate, acolo puteam să plâng lângă păsări, nici numai acolo, să nu mă vadă nimeni și când intram în casă, stăteam jumătate de oră. Nu se vadă că am plâns, mă spăla pe față, mergeam în casă și ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Și am venit în clasa nouă, am trecut clasa 8 și trebuia să venim în clasa nouă. Și na, deja vedeam lucrurile altfel, aveam alți colegi, vedeam fetele, na, erau cu clase mai mari, vedeam că au fetele și prieteni și tot tipul. Nu știu, așa aveam eu conștiința cărcată, mă gândeam că eu sunt vinovată pentru ceea ce se întâmplă și mă gândeam că lăsam un prieten sau chiar mă gândeam mai încolo, mă gândeam că lăsam un soț, eu ce să-i spun la tot ce s-a întâmplat, mă gândeam că trebuie să-i dau explicații, că eu sunt vinovată și trebuie să-i dau explicații la prietenul meu sau la soțul meu la ceea ce se întâmplă. Eram așa deprimată, foarte deprimată în ultima perioadă și plângeam în pauze foarte mult, veneam în clasă și se vedea că sunt plânsă, că nu puteam în 10 minute care era pauza să cum făceam acasă să încerc să-mi revin și acum învățam.
copilă, era ultima perioadă, chiar dacă învățam acasă, nu, nu mai eram activă în clasă, nu, nu mai participam alături de profesoară, gândul meu era tot timpul în altă parte și la un moment dat i-am zis la prietena mea cea mai bună, care era Lisa de acolo, care cea că era mici, mai mergeam la ea. I-am zis în pauză, m-a întrebat de ce plâng și nu i-am zis chiar direct și nu i-am zis chiar așa real cum stau lucrurile, i-am zis că avem probleme în familie și că nu le mai înțelegem, că face diferență între noi. Au zis că, și ce vrei să faci, ce? A zis, nu știu, vreau să plec de acolo oriunde, numai acolo nu zic, să ajung să dorm pe stradă, nu știu, să fac orice, să ajung într-o casă de copii unde stau cu 20, cu 30. Zic, nu contează, numai să plec de acolo, nu mai vreau. I bear it no more. Pray.
Acesta a fost momentul decisiv din viața Iuliei, momentul în care a hotărât că nu mai poate să păstreze tăcerea asupra ceea ce se întâmplă în fiecare zi. A decis că nu mai vrea să se compleacă în acea situație, să fie chinuită de sentimente de vinovăție și a hotărât să împartă poverile ei cu cei din jur. Deschiderea ei a adus schimbarea. Ce a însemnat acest lucru vom vedea în episodul următor. Sunt Adriana Talpuș, răsfoim împreună albumul Deborei. Ajutor în vreme de nevoie.